în organismul. Ce stat, credeți că l-a determinat pe domnul primar să fie revoltat? Am avut o discuție, dar repet, nu poate exista nicio nemulțumire legată de listă, pentru că această listă nu este votată în organismele statutare și nu e stabilită. Deci, aici, la Cluj, nu ne puteți spune niște candidați favoriți? Totuși, azi mâine sunt alegerile. Păi s-o fi plictisit și domnia sa de visel. A fost de ea forței legii, în apes și mai ales ca urmare a activității sale laborioase la nivelul Parlamentului European, cu rezultate extrem de evidente pentru orice om care vrea să vadă activitatea domniei sale.